Mâine, la sediul Guvernului, va fi semnat protocolul privind atribuirea de aparatură medicală pentru centrul de radioterapie al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. La eveniment vor participa managerul Unității Sanitare Băimărene, Sorina Pintea, și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. În acest proiect mai sunt cuprinse încă 4 spitale din țară. Contractul de finanțare a investiției în valoare de 3 milioane de euro a fost semnat pe 14 martie 2016 la București și presupune dotări specifice precum și personal specializat care să acorde asistența medicală necesară. Sorina Pintea a arătat că spitalul din Baia Mare a fost cuprins în primul val alături de Cluj și București. Ulterior, Clujul a fost retras de pe lista de finanțare, fiind înlocuit cu spitalele din Galați și Constanța. Ordinul de începere a lucrărilor de extindere și modernizare ale buncărului a fost semnat în luna aprilie și tot atunci, pe site-ul Băncii Mondiale, a fost publicat caietul de sarcini pentru achiziția aparaturii necesare dotării acestuia. Licitația pentru adjudecare a fost finalizată, astfel că existența acestui centru de radioterapie devine o certitudine confirmată prin semnarea protocolului de atribuire a aparaturii medicale. Odată finalizate lucrările și instalate aparatele medicale, centrul de radioterapie al Spitalului Județean din Baia Mare va deservi atât bolnavii din Maramureș, cât și pe cei din județele limitrofe.